plânge, te rog frumos. Nu plânge. E toate alea și mergi la tine. Hai, te rog frumos. Mai rău ca la mine, nu i-a fost mai rău ca la mine, nu știu la mine ce rău a fost. Mi-a ars toată casa și știi. Chiar a fost o nenorocire aici. Haideți că chiar... Ca să și așa șubre de acum. Da. Ce credeți că se va întâmpla? Da, mergem la inventariere, că suntem și la... De la inspectoratul în construcții și să atunci care... să vedem dacă mai puteți locui în siguranță. Să vedem, să vedem. Ce va fi. Cumplita explozie a avut loc duminică la ora 11:30 într-un bloc cu 16 apartamente de pe Alea Insulei. Deflagrația urmată de un incendiu puternic s-a produs la etajul al doilea al blocului, în momentul în care proprietarul, care era singur acasă, ar fi aprins o țigară. Bubuitură puternică și după aceea imediat a sosit pompieri și poliție la o fracțiune de secundă. Cei care au fost cu atacul de panică erau la etajul 3 în vizită, la o bătrână acolo. A bubuit foarte tare, probabil că în bloc s-a simțit și mai mult. Da. O bubuitură mare, puternică s-a auzit, nici n-am știut de la ce este. Geamuri sparte. Geamuri sparte, flăcări... tot. Lumea e dezastru și cablurile la lumină, gaze nu sunt, nu e lumină, nu este, nimica nu este. A bubuit de la un convector. Victime? Victime nu, băiatul am înțeles că e dus la spital la București. Vine smurdu și îl duce la spital. Astea sunt și blocuri vechi. Credeți că la subrezit de tot acum? Da, că nu știu. Nu știm la ce să, nu vedeți că ce dezastru e. Nu vedeți ce dezastru. Asta e situația. Ne ferească Dumnezeu de mai rău. Proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia, un bărbat de 36 de ani, a suferit arsuri pe spate, fiind preluat de echipajele medicale sosite la fața locului. El a fost salvat din flăcări de un vecin. Pacientul a fost găsit stabil, conștient, hemodinamic stabil și prezenta arsuri pe 56% din suprafața corpului. Torace, membre superioare, a fost transportat de urgență la spital. Ar fi aprins o țigară, au fost acumulate gaze de la un convector și doar atât știm, altceva... Toți locatarii blocului în care s-a produs explozia au fost evacuați, iar 5 au suferit atacuri de panică, fiind preluați de smurd și ambulanță. O explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și o ambulanță smurt, precum și alte 3 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. A rezultat rănirea proprietarului, care a fost transportat la unitatea de primiri urgențe în stare conștientă, stabilă, ce prezenta arsuri. De asemenea, la fața locului a fost acordat primul ajutor medical pentru alte 5 persoane cu atac de panică. Toate apartamentele din bloc au rămas fără geamuri, ușile de la intrare sunt distruse, tencuiala căzută de pe pereți, iar mobila stricată. De asemenea, apartamente din alte 3 blocuri din vecinătate au rămas fără geamuri în urma exploziei. Proprietarul apartamentului în care s-a produs deflagrația locuia singur de 2 luni, după ce s-a despărțit de soție. A fost ajutat cu bani de părinți pentru a plăti revizia instalației de gaze. Jack a făcut verificare. Ce v-a zis? Da, Jack a dat 3 milioane jumate, că a făcut verificarea la gaze și... Asta mai mult noi, acum de 2 săptămâni. Cam 2 săptămâni, da. Noi da. Am lăsat apartamentul, încă e pe numele meu aici, am lăsat apartamentul la copii și eu m-am mutat la țară, la Costești. Când ne-am dat telefon pe la 10, mă, dar zic, ce-i cu băiatul, că noi vorbim zilnic? Mă, ce-i cu băiatul din sură? Și atunci spune, tata a luat foc, explozii și atât, tot ce știu. Victima a fost transferată la un spital din capitală, având, după evaluarea medicilor de la Unitatea de Primire Urgențe Arsuri de gradul 2 și 3, urmează ca pompierii să stabilească ce a provocat dezastrul. În urma evaluării construcției de către experți, aceștia au stabilit că nu este afectată structura de rezistență și nu se impune evacuarea locatarilor.